Bună ziua! Astăzi vom învăța despre operații cu celule în aplicația LibreOffice Calc. O foaie este formată din celule. Celulele reprezintă intersecții dintre coloane numerotate cu litere și linii numerotate cu linii. Adresa unei celule este formată din denumirea coloanei și numărul rândului. De exemplu, această celulă se află pe coloana D și rândul 4, deci are adresa D4. Pentru a selecta un rând, se execută click pe numărul rândului. Pentru a selecta o coloană, se execută click pe litera coloanei. Pentru a selecta o celulă, se execută click pe celulă. Pentru a completa sau modifica conținutul unei celule, se execută dublu click pe celulă. Sau se selectează celula și se modifică conținutul din bara de formule. Se poate adăuga, șterge sau redimensiona un rând din selectarea lui, executarea click dreapta și din meniul contextual selectarea opțiunilor cerute. Sau aceleași operații se pot executa de la opțiunea corespunzătoare din bara de instrumente. Se pot realiza similar aceleași operații și asupra coloanelor. Pentru celule se poate stabili bordura. Se stabilește tipul, stilul și culoarea bordurii. Pentru capul de tabel putem alege o bordură mai specială. Fundalul celulelor se poate stabili prin selectarea acestora și folosirea opțiunii pentru culoare de fundal. Este bine capul de tabel să fie cu o culoare, apoi, pentru tabele mai mari, fiecare rând numerotat cu număr par să fie selectat și vom stabili o culoare de fundal ușor diferită față de celelalte rânduri. Se pot uni celule sau despărți. Pentru unire se selectează celulele, apoi se alege opțiunea Unește celule.
Alinierea conținutului în celule poate fi stabilită pe orizontală, sau pe verticală. Încercați singur. Felicitări! Astăzi ați învățat operații cu celule în aplicația Calc a suitei LibreOffice.